Salut! Zici tu, Vicky, salut! Salut! Vicky e cam obosită. Salut. Bine ați venit cu noi la un nou vlog! Ia zici tu, bine ați venit la un nou vlog! Bine ați venit la un nou vlog! Asta e vremea perfectă! Cu plină de oameni! Azi o zi plină de oameni și perfectă, v-a spus Vicky. Noi am ajuns în Antalya. Acum suntem în centru vechi. Am zis să pornim de aici, să vedem ce putem vizita, să vă arătăm și vouă toate lucrurile frumoase de aici în centrul istoric, iar apoi o luăm ușor-ușor către plajă, să tragem o bălăcelă pe cinste după o zi foarte călduroasă. Tu ce zici? Mergi cu noi la o bălăcelă și la o plimbare? Merg, vreau să adaug faptul că Antalya e cea mai vizitată stațiune sau oraș de către români. Cel mai mare număr de români vin aici, ei vin în mod special în resorturile din oraș, da? Cu pachete genul inclusiv, și nu știu dacă chiar toți ajung pe aici în oraș și ar fi păcat să nu vadă și câteva puncte de interes de aici din oraș. În afară de plajă, că plajă găsești peste tot. Așa că haideți cu noi să vedem și alte obiective turistice de aici din oraș ce puteți face în Antalya când veniți pe aici, sau chiar să veniți special să vizitați și Antalya, că chiar merită vizitat. E al patrulea oraș ca mărime din Turcia și un oraș foarte interesant. Așa că haideți cu noi! Haideți cu noi! Îți place, Vicky, calul la mare? Da, zic că vrea să-i faci o poză acolo. Ceva. Am profitat că nu-i nimeni să vă arăt și vouă cât de frumos e aici în stânga asta. Superb! Acolo pe margine este o terasă cu umbreluțe și așa se vede de aici, printre stânci. Dar cred că este și o cascadă. Ah, da, sau un râu. Wow, cât de super! Wow! Sper să vedeți. Ha. Foarte frumos! Sper să pot să ajung cât mai jos. Să vă arăt. Păcat că oamenii tot mai aruncă hârtii într-un loc atât de superb ca acesta. Este ca un labirint pe aici. Super! Deci asta e minaretul mai recunoscut de repere din Antalya și se înalță deasupra împrejurimilor în zona centrală a orașului Antalya. Și cam așa se vede priveliștea de aici. Hai, ți-au o vulpe? Un guler de vulpe, mai exact. Și sunt foarte multe haine de-astea. Fake. Fake, da. Foarte interesante umbreluțele astea. O poză aici! Străduța asta așa îngustă și plină de terase și floricele. Și acum suntem pe străzile din cale aici, foarte... Da, foarte frumos. Îmi place că sunt așa înguste și pline de flori. Ceea ce vreau să văd eu în Grecia și nu m-a lăsat furtuna.
când să ne plimbăm pe străduțe prin Grecia, a venit tornada și a trebuit să plecăm. Foarte interesant. Dar uite că am nimerit aici. Să te pierzi efectiv pe străduțele astea. Da. Sunt pline de căsuțe. Chiar te relaxezi pe aici. Foarte colorate. Foarte, foarte frumoase. Și pline de turiști. Da. Foarte supărată. Uite cum găsesc și eu cu o străduță frumoasă să fac o poză. Stau oamenii ăștia de nu se mai dezlipesc. Foarte multe terase și restaurante. Ia uite cât de frumos e aici la terasa asta, unde sunt florile roz. Deci asta e turnul rotund, așa se numește, construit de, de romani în secolul II. Foarte interesant, are multă istorie, aici pe malul Mării Mediterane și arată foarte, foarte frumos. Deci un obiectiv de vizitat ar fi și turnul ăsta. El este la capătul străduțelor istorice din Caleicii. Deci unde se termină străduțele din Caleicii este și turnul ăsta și e foarte, foarte interesant. Ia. Aici avem o priveliște foarte interesantă cu Marea Mediterană, un vaporaș care oferă diferite excursii. Duden, din Antalya. Amorișor. Da. O ce... Are ceva debit, da? Da. Cred că e periculos să intri în... Cu siguranță, că alte ce valuri sunt. Da. Și să varsă direct în Marea Mediterană. Pare puternic. Thank you.
face mama? Hai să-ți arate mami un papagal. Ia vine un coace. Un papagal uriaș. Și curcubeu. A ieșit un curcubeu. Foarte, foarte mișto de curcubeu. Și cum vi s-a părut aici la Cascada Duden? Frumos, dar oamenii ăștia stăteau prea înghesuiți și nu prea puteai să-ți faci o poză, să filmezi. Dar așteptam să fie mult, 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 mult mai mare. Dar dacă te duci jos acolo în un vale, cred că se vede destul de înalt. Dar așa de sus de aici nu e atât de impresionantă. Dar totuși e frumos, că e prima oară când văd o cascadă atât de mare. Merită vizitată, e un punct de interes aici în oraș, în Antalya, și Cascada Duden, cu parcul Duden și cu râul Duden. E râul de aici care se varsă aici în Marea Mediterană. Am văzut, după cum se vede, care are un curs destul de rapid, ca să zic așa, deci se varsă destul de repede. Și chiar eu zic că dacă tot veniți în Antalya, trebuie vizitată și cascada asta. Da, și e frumoasă. Cred că dacă veniți cu o barcă ceva sau cumva pe mare, aveți o priveliște mult mai interesantă decât de aici. Da, de acolo sus, din partea de jos, da, se vede mult mai, da, bine. Că aici sus sunt foarte, foarte mulți oameni, dar abia reușești să-ți faci o poză. Da, da, e aglomerație, poate contează și ora la care a fost, acum e duminică seara și poate că sunt mai mulți ca în mod normal. Dar da, și eu pentru prima oară când am văzut o cascadă, e destul de interesantă. Mai ales că se varsă în mare. Nu e o cascadă obișnuită care nu se varsă în nicăieri, se varsă în mare. Așa că merită vizitat și obiectivul ăsta cu cascada Duden. Și acum, după toate astea, o să mergem și noi la plajă. Să ne bălăcim puțin, că e șapte vechi. Să vedem cea mai frumoasă plajă de aici, din zonă. Să vedem cum arată. Să vedem. Cam așa arată la Rabici, cea mai frumoasă plajă de aici din Antalya, plajă la Marea Mediterană, plajă publică. În Antalya sunt două plaje, asta e cea mai frumoasă la Rabici și mai este una în zona centrală, cum a zis-o pe asta. Deci aici se pot face grătare, oamenii fac grătare, camping, văd că s-au făcut și camping. Foarte, foarte aglomerat, avem foarte mult. Deci astea sunt grătare puse la dispoziție de către primăria orașului. Sunt în permanență aici, grătarele astea. Și e destul de interesant. Când faci grătare aici la plajă, spui masa. Iar aici, cam asta a fost vlogul de aici în Antalya. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne-ați face super mega fericiți și ne-ați ajuta să mergem mai departe în călătorile noastre.
Vă pupăm! Pa, pa!